Din punctul nostru de vedere, această moțiune este în afara cadrului constituțional. Am declarat acest lucru. În 30 de ani, niciun partid politic nu a depus moțiune de cenzură în vacanța parlamentară. Ne mai vorbim că moțiunea a fost depusă într-o sesiune extraordinară, a fost dezbătută și acum urmează dezbaterea în altă sesiune extraordinară. Din punctul nostru de vedere, o moțiune în afara cadrului constituțional și mi se pare firesc ca ea să nu se dezbate, să nu fie votată. Așteptăm decizia Curții. Moțiunea este consumată, dar sigur trebuie să așteptăm decizia Curții Constituționale, pentru că în funcție de decizia Curții Constituționale se poate stabili cu precizie ce va urma. De mâine începe sesiunea ordinară. Începe sesiunea ordinară. Asta e o altă, să spun, invenție și năzdrăvănie, să intri cu moțiunea în a treia sesiune, într-o sesiune ordinară, după ce ai depus-o într-o sesiune extraordinară, ai citit-o în altă sesiune extraordinară. Nu vreau să intru în aceste lucruri. În ceea ce ne privește pe noi, ne interesează să ne ocupăm de problemele României. Înțelegere, în momentul în care cineva depune moțiune de cenzură, ce înțelegere? E înțelegerea că ei vor să ne dea jos și înțelegerea că noi ne apărăm.